Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă spun Adi Dobre și Ionuț Angheluță. Un meci important în lupta pentru play-off va începe în curând. Universitatea Craiova, Universitatea Cluj. Craiova pe locul 4 cu 37 de puncte, U Cluj locul 8 cu 32 de puncte, dar la un singur punct de locul 6 ocupat de Sepsi. Universitatea Craiova, cea care a început cu stângul acesta în 2024, două înfrângeri, 1-2 acasă cu Farul, tot acasă 0-3 cu FCSB. E bine, am vins la Sfântul Gheorghe, un meci extrem de dificil, sunt patru modificări, vom vedea pe formula de start în echipa lui Ivai Lopete. Vă spun că e un moment bun pentru Craiova, care își poate consolida poziția a patra în clasamentul din Superliga. De cealaltă parte, cam în vria și a echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, care a încheiat anul 2023 în genunchi cu două înfrângeri, 0-1 acasă cu Oțelul, 0-4 în derbiul cu CFR Cluj. A debutat cu dreptul însă 2-1 acasă cu Sibiul, dar apoi au venit două înfrângeri. Iată cum arată 11-le Craiovei: Lazar în poartă, Vlădoiu, Zaicov, Maldonado, Bancu, Mateiu, Căpățână, Crețul, Iesuri, Baia, Ram și Marcovici. Cea mai importantă absență, cea a lui Mitriță, suspendat pentru acest meci. Revine însă Iesuri după două etape în care nu a fost nici măcar în lot. El a jucat ultima oară în meciul împotriva Farului. De asemenea, Bayram titular, joacă acolo unde îi place mai mult, în banda stângă, și Căpățână în banda dreaptă. Iată cum arată și echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, care spunea că vine după două înfrângeri, 0-1 la ea și 1-3 acasă cu UTA. A schimbat inclusiv portarul Neluzu Sabău, Gorcea este în poartă, Pițian, Masoero, Mitrea, Vătăjelu, Pănoiu, Bic, Rodriguez, Roger, Nistor, Chipciu și Popa. Să vedem dacă va fi așa așezată echipa lui Neluzu Sabău, mai degrabă Chipciu tot în flanc. Acestea au fost primele informații de aici, de la Craiova. Radu Petrescu este arbitrul la centru. Luăm o pauză, întoarce cu startul partidei dintre U Craiova și U Cluj. Superliga vă este oferită de Superbet. Ne-am întors la Craiova, ne pregătim pentru startul partidei dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Îl avem în imagine pe Dara Colțea, a fost portar la Craiova în perioada Craiovei Maxima, însă în condițiile în care Boldici apăra foarte rar, pentru că Silviu Lung era în formă nemaipomenită. Dara Colțea, ca al treilea portar, a prins foarte, foarte puțin poarta, însă rămâne un nume important din istoria Craiovei. Nu știu câți fani ai Craiovei și mai amintesc de Dara Colțea. Din Calafat, de acolo a plecat cu fotbalul. Iată-l, a fost antrenor și prin zona golfului. Și la Naționala Siriei a fost antrenor. Iată-l, chemat să dea această lovitură de începere simbolică. Se ține bine, se ține bine. Ar putea apăra 5 minute așa să stea în poartă. Siluetă impecabilă. Da, a fost întrebat ce părere are despre portarii actualei Craiova. A spus că e loc de mai bine. Iar pentru astăzi a dat un pronostic, 1-0 pentru Craiova, marchează Mitriță, numai că nu știa că Alexandru Mitriță este suspendat. Radu Petrescu, arbitru, Mircea Grigoriu, Adrian Ghingu, Leac la cele două linii. Vedem imagini și din camera VAR. Să sperăm că nu vor fi probleme la această partidă. Are și Vidican și Alexandru Vodă în camera VAR. Ne-am cam săturat așa de aceste probleme cu videoarbitrajul. Așteptăm fotbal, fotbal de calitate, pentru că sunt două echipe capabile să joace fotbal. Universitatea Craiova cu o a doua repriză, mai ales foarte bună la Sfântul Gheorghe, în timp ce U Cluj a jucat slab. I-am comentat în deplasarea de la Iași cu Poli, a fost un meci foarte slab acolo, când au și încasat acel gol de la Sergiu Buș pe finalul partidei, și nu mi s-a părut că și-au revenit nici în runda precedentă cu UTA. Iar eu i-am avut la meciul cu UTA din etapa precedentă, pierdut acasă 1-3. De asemenea, o evoluție foarte, foarte slabă. Neluțu Sabău caută o soluție și spuneam că sunt patru modificări față de formula de start din etapa precedentă. Iliev, Talisson, Silachi și Fosati nu se mai regăsesc printre titulari, Gorcea, Pițian, Pănoiu și Roger. Și în momentul în care am trecut în revistă cele două formații, ne întrebam dacă Pițian va juca acolo în dreapta, cum e pe foaie, dar mai degrabă joacă cu trei fundași. Vom vedea imediat cum este așezată echipa lui Neluțu Sabău.
Deocamdată o aruncare de la margine, Vlădoiu se pregătește să o efectueze, Marković încearcă să devieze, alunecă acolo Masuero, încearcă să profite, Căpățână, se desprinde, Căpățână are spațiu de centrare, respinge Mitrea și este prima lovitură de colț a acestei partide, cald la Craiova, iată, sunt 11 grade, dar cred că în interiorul arenei e mai cald. Spuneam că trebuie să ne așteptăm la o partidă bună, pentru că sunt două echipe cu pretenții. Spuneam Craiova, locul 4, în timp ce Universitatea Cluj, cu un succes astăzi, a aruncat din nou pe locuri de play-off. Centrarea lui Iliesuri, minge respinsă de Popa, de la prima bară, și un șut așa să fie dat pentru caseta tehnică de Mateiu. Iată-l pe Gorcea, revenit în poartă, după ce Iliev a avut partea lui de vină la un gol al UTEI. Aici greșește la construcție Dan Nistor pentru Marković, această pasă, dar nu poate intra în posesia mingii. Marković, care a marcat și la Sfântul Gheorghe în victoria din etapa precedentă. Apropo de faptul că Gorcea s-a întors în poarta echipei pregătite de Nuțu Zabăcu, pe care l-avem în prim plan, și David Lazar a fost titular la Sfântul Gheorghe prima oară din decembrie 2022, apărase ultima oară în campionat poarta Craiovei într-o victorie cu Mioveniu în deplasare în 12 decembrie. Altă dată chemat chiar la Naționala României Lazar și a și apărat pentru prima reprezentativă. Oh, ce intrare a lui Nistor! De intimidare așa de început de meci. S-a dus cu brațul sus, o avea vreo poliță să-i plătească lui Mateiu. Poate nu a fost chiar cel mai bun coechipier. L-a lovit cu antebrațul peste ceafă, așa a apărut o lovitură intenționată. Bayram, ce intrare aici. Atenție, s-a dus cu talpa să vedem dacă e galben. Pănoiu scapă fără avertisment. Pănoiu ia locul lui Silaghi ca jucător sub 21 de ani. Foarte tare intrarea. Îi prinde și piciorul acolo, cu piciorul pe care face alunecarea. Are noroc Pănoiu aici că scapă fără avertisment. Suntem în minutul 4 la Craiova și, apropo de Craiova, ceva mai devreme s-a jucat prima partidă acestei etape cu numărul 25 la Galați. Cealaltă echipă a Craiovei a cedat 1-0 pentru Oțelul, a fost în partida disputată, spunea mai devreme, Bodișteanu, în minutul 64. Haideți să vedem această fază fixă. Bate Căpățână spre o lovitură de cap acolo a lui Zaikov și Daniel Popa respinge în corner. Puțină panică defensiva Clujului la această fază și este a doua lovitură de colț de care beneficiază formația pregătită de Ivailo Petev, de această dată de pe partea stângă în direcția de atac. Pleacă centrala lui Căpățână, iese Gorcea și respinge, nu foarte, foarte convingător, aproape acolo Maldonado de a readuce balonul periculos în fața porții clujene, dar iată-i pe cei de la Universitatea plecând pe contraatac, rămâne cu șansă Popa în posesie, Bic învăluie în flancul stâng și primește această minge, Roger, o intervenție tare acolo, extrem de energică și de eficient al lui Viezuri. Pasă pentru Marković, ajunge Marković la această minge, îl întoarce pe Masuero, pasează la Crețu în marginea careului, Crețu mai departe la Bayram, tâmpinat de Vătăjelu, din nou Crețu, se strâng bine acolo clujenii, Kipciu blocat, minge recuperată, Liesuri încearcă să pătrundă, scoate la margine pentru Vlădoiu, centrarea lui Vlădoiu, minge deviată de Masuero. Și încă un corner pentru Craiova, chiar un start foarte hotărât al gazdelor. Când se joacă în viteză și jocul este foarte, foarte frumos, chiar dacă jucătorii sunt, să spun așa, puși la un efort suplimentar, lovitură de colț a treia pentru Craiova, Căpățână este cel care execută. Ne mutăm din nou aici pe flancul drept, de unde s-a executat primul corner, slab executat, respinge Popa. Al doilea corner pe care îl bate la prima bară Căpățână și același jucător care a respins, Daniel Popa. Vătăjelu joacă fundaj dreapta. A mai fost obișnuit să joace fundaj dreapta chiar la Universitatea Craiova în multe partide. Asta pentru că bancul, știm foarte bine, nu prea se accidentează. Și atunci doar în dreapta avea loc.
A venit finlandezul Piri Soiri, dar îl vedem pe banca de rezerve, ținut rezervă de Vlădoiuc, pe care îl preferă, se pare, antrenorul bulgar. Pierd mingea Oltenii, Bănoiu, deposedat de Maldonado, primește căpățână. Se aleargă repede, intensitate foarte bună. Neluțu Sabău, nemulțumit, striga acolo ceva la marginea terenului, probabil la Pănoiu, care a pierdut ușor balonul. Primește Bayram. Bayram în centru pentru Mateiu. Mateiu lângă el cu Liesuri. Bancu. Bancu pentru Mateiu din nou. Căpățân așteaptă în margine. Mingea trece însă pe la Vlădoiu. Crețu acolo în margine, pleacă în adâncime Căpățână, Vlădoiu pentru Căpățână, care nu reușește să-i redubleze balonul. Nistorul reușește să rămână în posesie pentru a declanșa contraatacul Universității și o vedem din nou pe Craiova. Pasa lui Căpățână mai puțin inspirată pentru urcarea lui Vlădoiu și va fi minge pentru echipa pregătită de Neluțu Sabău. Remarca mai devreme că i-a agitat Sabău la marginea terenului. A pus la un moment dat chiar problema să plece. El a mai făcut-o sezonul trecut. Adevărul că au partide jucătorii lui Neluțu Sabău în care nici măcar el nu-i mai recunoaște. Și a și criticat pe senatorii de drept cu referire la Nistor, la Popa, nu știu, la Mitrea, după ultimele rezultate. E un prilej bun ca Universitatea Cluj să arate că e echipa acolo de prima parte a clasamentului. Spuneam, un succes să o readuce pe locuri de play-off. Ce frumoasă preluarea lui Crețu. Joacă repede pentru Bancu. Poziție bună de șut. Bancu trage. Mingea este blocat acolo și e penalti pentru Craiova. Vătăjelu preia în careu. Marcovici se dovedește neașteptat de rapid. Și Vătăjelu îl lovește în picior. Lovitură de la 11 metri pentru Olteni. Marcovici, cel care a marcat. Cât de inconștient, cât de neatent să fii să comiți o asemenea gafă, în loc să respingă din prima. Dar e și de galben. Dar e adevărat, la astfel de faze dau penalti, nu mai dau și cartonaș galben. Marcovici în cădere l-a accidentat pe Bancu. Sunt doi jucători ai Craiovei prăbușiți pe gazon. Așadar, în minutul 8, penalti pentru Universitatea Craiova. Să spunem că la cum s-a jucat în acest debut de partidă, golul plutea în aer, așa, la poarta lui Gorcea. Și iată cine va executa. Iesuri. El. Dominați jucătorii pregătiți de Ovidiu Sabău în startul acestei partide. Nu au ieșit din propria jumătate de teren. Nu au reușit să iasă. Este extrem de nervos Moțul, așa cum era el poreclit. Nu-i vine să creadă. Na. Vorbești cu jucătorii, pregătești, stabilești totul și când începe meciul vezi că se duce totul de râpă. Liesuri, un gol marcat în acest sezon, revenit după o accidentare, se pregătește Radu Petrescu să fluiere, o face Liesuri, se apropie de minge, Liesuri și este gol pentru Craiova, minutul 9, deschidere de scor, așadar în bănie, Craiova lui Ivai Lopetev are 1-0. Importantă această deschidere de scor atât de rapidă, dar de multe ori poate fi cu două tăișuri. Ai văzut echipe care se deschidă scorul repede, iar apoi să se complacă așa într-un fotbal, parcă la trecerea timpului. E adevărat, au multă energie, par să aibă multă energie jucătorii Craiovei. Și sunt și cei veniți de pe bancă, care vor să arate că se poate conta pe ei. Simpatic Vlădoiu a stat ca Jurgen Klopp cu spatele către poarta lui Gorcea. Reacția publicului i-a adus și lui bucuria. Craiova trebuie să pună capăt unei serii de 3 partide pe teren propriu fără victorie. A fost 2-2 cu Iașul și 2 înfrângeri despre care am amintit, cu Farul și cu FCSB. În acest context, Craiova este pe locul 6 într-un clasament al meciului de pe teren propriu cu 6 victorii, 3 egaluri și 3 înfrângeri. Iată acum contra CEO de la Universitatea Cluj. Chipciu este acolo, scoate în bandă, încearcă să facă față acestei faze Craiova și reușește. Foarte bine, Liesuri, faultat de Vătăjelu, se lasă avantaj Crețu duce bine mingea spre poarta adversă, nimic aici, se dezechilibrează și pierde balonul Vătăjelu, încă o minge pierdută de Vătăjelu, Marcovici, bun șutul, respinge Gorcea,
Galben pentru Vătăjelu, cred că avea galben în mână cartonașul, îl și indica acolo cu brațul Radu Petrescu. Vătăjelu incredibil de neatent, exact ca la faza penaltiului. Da, 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 neașteptat de moale startul lui de meci. Dacă plasa balonul, pentru că l-a lovit perfect un pic mai în stânga sau mai în dreapta lui Gorgea și portarul Cujul ar fi avut mari, mari probleme. Corner pe care îl bate Căpățână. Pe colțul lung este greșit Gorcea, dar Baia Ram trimite alături. Ce ocazie de a face 2-0. Haotici jucătorii lui Ucluj. Să vedem dacă își vor reveni. Aceasta este intrarea lui Vătăjelu asupra lui Liesuri. Nu a văzut galben la faza golului. Acum ar fi fost deja la vestiare. Și nu știu dacă i-a dat galben. Până la urmă mi s-a părut L-a primit. Da. Iată și confirmarea grafică. La faza de mai devreme, Crețu putea să-i paseze în stânga lui Baia Ram, însă a insistat să intre frontal spre careul de 16 metri adversari. Să vedem această acțiune pe partea dreaptă, purtată de cei de la Universitatea Cluj. Popa îi trece balonul pe sub picior și din nou posibilitate de contraatac pentru Craiova. Marcovici a încercat o minge săltată peste Masă Euro, dar nu i-a reușit și din nou ardelenii la minge. Aici faultează Marcovici, faultează pe Bic, Nistor, Vătăjelu, foști jucători la Universitatea Craiova. Totdeauna nu e bine în astfel de meciuri să intri cu ideea, domne, am o poliță de plătit, vreau să le arăt cât de bună sunt eu și ce rău le pare că m-au dat. Nu știu dacă Vătăjelu a intrat într-o astfel de stare de spirit pe teren, pentru că iese de obicei exact invers. Oricum i-a ieșit invers decât și-a propus, asta este clar. Da. El a fost protagonistul acestui început de partidă aici la Craiova. Vorbeam mai devreme despre absența lui Alexandru Mitriță, însă au fost vești bune, iată, pe Mitriță în tribună pentru Ivailo Petev. Ivan a revenit, Screciu, internaționalul Screciu, a revenit și Eliezuri, iată, a și marcat din penalti și este titular astăzi. O bancă destul de bună. O bancă ofertantă pentru Ivailo Petev. Iată pe Lazar, cel care are un amplu interviu astăzi în programul partidei. Încă se mai fac programe, chiar și online, dar iată cei de la Craiova, unul dintre puține cluburi care țin cont de comunicare. Tot a avut, Cluj are probleme în flancul drept, la postul de fundaj dreapta, nu a găsit soluție, a jucat cu Talisson acolo, l-a pus pe Chipciu, a jucat cu Chipciu la Iași, dar cred că Alex Chipciu nu se simte bine fundaj dreapta, adică ar prefera aici în banda stângă, dacă s-ar putea într-o zonă mai ofensivă, și atunci l-a sacrificat pe Vătăjelu acolo, l-a pus să joace fundaj dreapta. Aici o pasă a lui Nistor direct în aut. E a doua oară când Vătăjelu renunță și nu are dacă după minge. S-a petrecut și acum un minut și jumătate, o fază similară, aproape de careul de 16 metri al oltenilor. Bancu se pregătește să repună din minge pentru, din margine pentru Craiova. Suntem în minutul 15, 1-0, gol marcat de Liezuri. În minutul 9 din penalti, Bayram încearcă să devieze, Mitrea recuperează pentru Universitatea Cluj. Îi face semn Masoero să linșească jocul, să nu se grăbească. Iată și pe Pițian, clar, trei fundași central cum anticipat la începutul acestei partide. Da, și în mod normal așa joci, dacă joci cu trei fundași sau, mă rog, mijlocași de bandă, îi trimiți sus. Dar trebuie să ceară mingea în spatele apărării adverse, nu să vină la primit, pentru că atunci nu ai făcut mare lucru. Iată-l pe Bic. Bună pasa între linii, excelent Chipciu pentru Popa, atent Lazar, foarte bine stă portarul Universității Craiova, minge grea pentru Bayram. Fault? S-a dat fault. Da, asistentul a arătat out pentru Universitatea Cluj, centralul Radu Petrescu a trecut peste el și a sancționat împingerea lui Vătăjelu în duelul său cu Bayram. La cum joacă Vătăjelu și cu un cartonaș galben, nu-l văd bine astăzi. E foarte moale, e... Și trebuie să-și revină repede, pentru că asta i-ar mai lipsi lui U. Să rămână în 10. Bine,
Nu are. Oancea a fost accidentat. Dorinel Oancea va reveni săptămâna viitoare abia. Aici deviază Mitrea până la Gorcea. Foarte bine urcase acolo Crețu. Gorcea a ieșit însă excelent. Vale, Crețu pare să fie elementul surpriză pe faza ofensivă al Craiovei pentru apărarea celor de la Universitatea Cluj. Iată pe Bic. În ultimele minute, Clujul măcar a reușit să aibă posesie, să manișească din elanul oltenilor. Craiova însă trebuie să joace așa cum a făcut-o, dacă vrea să câștige, cum a făcut-o în primele 10 minute. De la Masoero pentru Pițian. Pițian la margine cu Vătăjelu. De la acesta la Mitrea. Foarte bine ține Craiova linia defensivă sus. Aici pleacă Roger. Să-l vedem. Se pregătește de o centrare din prima. Întoarce bine la Alex Chipiciu. Excelentă preluarea. Mingea închisă acolo de Mateiu, care s-a poziționat foarte bine. Se grăbește Lazar. În sfârșit o fază lucrată, așezată a celor de la Universitatea Cluj. Asta spuneam, ca mijlocașii de bandă să ceară mingea în spatele apărării, să poți să dai pe diagonală. Au jucători cu diagonală bună. Mitrea lovește bine mingea de acolo din spate și Pițian. Pițian a jucat la un moment dat și mijlocaș central. Adevărat, nu are mari valențe pentru a insista cu el acolo, dar poate de acolo din apărare să dea o pasă lungă de calitate. Din nou în profunzime, din nou rămâne Roger foarte bine aici, liber în margine, dar nu are curaj să se ducă peste Vlădoiu. Primește Bic, mai departe la Nistor. Nistor, Bic, era liber din nou Roger, acum nu mai e cazul. Masoero, Masoero înapoi. Ies bine oltenii în întâmpinarea omului cu mingea. Mitrea așteaptă Vătăjelu. Bun, această pasă. Bayram intervine și aruncare de la margine. Vătăjelu așteptat să vină mingea pe piciorul lui, să ducă în întâmpinarea balonului. Încearcă aici o centrare. Jucătorul Universității Cluj pasă pentru Popa și un voleu ratat al lui Nistor. Și aici încă un cartonaș galben, probabil, da, cerut parcă de pe Noiu. Un fault civilizat, să spunem așa, dar fault de galben. Da, și pe Noiu oricum și el a scăpat la acea intrare prin alunecarea lui Bayram. Așadar, e al doilea fault. Jumătate de galben, să zicem, acolo cu jumătate de galben aici. Iese de un galben. Lovitură liberă pentru Universitatea Craiova. Bancu primește Mateiu. Combină cu Bayram. Blocat acolo Nistor. Pentru Popa foarte bine dă și pleacă, dar Vătăjelu preferă să temporizeze un pic. Nistor. Și s-au mai liniștit un pic cei de la Ucluj. Parcă s-au și dat și mai bine teren. Iată pe Bic. Bine, au jucători cu calitate, jucători care pasează bine, iar aici la Craiova gazonul este impecabil. Te poți desfășura. Aminteam mai devreme despre locul 6 pe care Craiova îl ocupă într-un clasament al meciurilor pe teren propriu. Bine, Universitatea Cluj este pe locul 2 în clasamentul meciurilor din deplasare, practic cu doar două înfrângeri și acestea în ultimele două deplasări, 0-4 cu CFR Cluj și 0-1 la Iași. Faultează Daniel Popa în opinia asistentului de pe acea parte. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Minutul 20 la Craiova, 1-0 în continuare pentru Universitatea Aliezuri. Din penalti, minutul 9, însă în ultimele 7-8 minute, Universitatea Cluj a reușit să mai echilibreze, să mai tempereze din elanul Craiovei, care atacă acum o minge pentru Bayram. A intervenit de această dată bine Vătăjelu, omul care s-a întrecut în gafe în acest debut de partidă. El a fost omul care a comis penaltiul. Gorcea acum. Gorcea a pus sub presiune. Iată un pressing care deranjează aici Roger, blocat foarte bine de Căpățână. Rămână posesie oamenii lui Neluțu Sabău, însă
sunt acolo în preajma propriului care au de 16 metri. U Cluj era neînvinsă în deplasare înaintea meciului cu CFR din finalul lui 2023. A pierdut cu CFR, a pierdut și la Iași. 5 victorii și 2 egaluri. Da. Ultimul succes rămâne cel din 11 decembrie cu Dinamo. Vorbim de deplasare. A fost 1-0. Intră pe Bayram, luptându-se acolo cu Vătăjelu, pierde Vătăjelu, apare și Bancu, Bancu cu o pasă fix în piciorul lui Pănoi, posibilitate de contraatac pentru Universitatea Cluj să se precipite acolo, da, Nistor, și este minge pentru Craiova. Iată pe Nistor încercând să-și refacă eroarea, însă nu-l ajunge pe Zaikov. Dat la o parte Roger. Aruncare de la margine, Vlădoiu pentru Mateiu. S-au auzit aplauze la această intervenție a lui Căpățână. Mă rog, pentru atitudinea lui Căpățână, asta parcă e ceva ce s-a văzut și la Sfântul Gheorghe în jocul Craiovei. Aici Marcovici nu cred că a vrut să trimite spre poartă, mai degrabă să redirecționeze balonul, să l-a lovit rău și mingea a ajuns în brațele lui Gorcea. Spunea de atitudinea celor de la Craiova. Alta și la Sfântul Gheorghe, alta și astăzi în aceste prime 22 de minute. Recuperează Maldonado. Mateiu. Nu, este Zaikov, scuze. Maldonado pentru Bancu. Bancu nu e de niciun folos acolo. Mai rău l-a încurcat Bayram. Până la urmă pierde mingea Bancu. Minge care ajunge la Dan Nistor, scot frumos balonul din aglomerație, cei de la U Cluj, pasa lui Mitrea, dar Roger este prea lent aici. Da, nu s-a dus în minge, a așteptat ca balonul să prindă gazonul, ceea ce a dus la acest aut pentru Craiova. Vlădoiu pentru Mateiu și mai departe Maldonado, Nicușor Bancu. Pătrunde jumătatea de teren adversă, Bayram, păzit bine acolo de Vătăjelu. Iată, am trecut în a doua jumătate acestei prime reprize. Înși o diagonală pentru Căpățână, venită din piciorul lui Maldonado, nu este offside. Căpățână își încearcă șansa, se ridică cel din urmă Fanionul, dar șutul lui Căpățână trece pe lângă poarta lui Gorcea. Frumoasă diagonală lui Maldonado, iată. Da. Neatent la poziția sa, deși avea toată linia defensivă. Exact, avea vizibilitate tot. În tur a fost 1-1. Bancu deschidea scorul în minutul 31, Nistor egala minutul 90+1. Dacă ne uităm la ultimele meciuri, de fiecare dată Craiova a avut alt antrenor. Aici o pasă pentru Marcovici, alegere neinspirată aici a lui Marcovici. Crețu a dat la o parte pe Pițian, până la urmă, oh, ce greșeală acolo, Nistor îl încurcă pe Pițian. Crețu primește Marcovici, întâmpinat de Roger și de posedat, a ezitat un moment Marcovici, Roger spre nimeni, doar Maldonado e acolo. Mingea care viza pe Popa, să Popa era într-o cu totul altă zonă, construiește din nou Universitatea Craiova, Liezuri, pătrunde, pasă mai departe pentru Bayram, lasă mingea să treacă Pițian, dacă Bayram ar fi fost atent, poate ar fi avut vreo șansă să ajungă la această minge. Mă spuneam de antrenorii Craiovei în meciurile cu U Cluj, dar să-l vedem pe Pănoiu. Deocamdată nu a ajuns la poarta lui Lazar, nu a amenințat-o deloc, pasă pentru Kipciu care nu poate prelua. Laszlo Balint într-un 1-1 la Cluj, la Cluj era Eric Lincar, apoi Mirel Rădoi într-o victorie 1-0, la Cluj era Eugen Neagoe și în fine rezultatul din tur, Sabău la U Cluj, iar la Craiova Corneliu Papură, acum este Ivailo Petev, deci patru antrenori
A avut Craiova în ultimele 4 meciuri cu Ucluj. La Ucluj rămâne constanta Ioan Ovidiu Sabău în acest sezon. Da, Ioan Ovidiu Sabău, care are precedentele două partide contra Universității Craiova de la promovare, de la promovarea Craiovei, are un rezultat de egalitate cel despre care am amintit din tur, însă mai are un succes în fața Craiovei în Liga Secundă acum vreo 10 ani, ca antrenorul acelui de la ASEA Târgu Mureș, Neluțu. Universitatea Cluj ar trebui să se simtă bine în acest sezon la Craiova, pentru că în vizita precedentă, în toamnă, a făcut show alături de cealaltă echipă a Craiovei. 4-3 a fost un meci nebun, mai ales în cea de-a doua sa parte. O victorie incredibilă a Clujului. Creșește aici. Defensiva a Clujului a fost Masoero, minge, luată de căpățână, trimisă pentru Crețu. Crețu intră în careul de 16 metri. Crețu iese cu tot cu minge în afara terenului. Până s-a hotărât să centreze sau să facă ceva cu mingea, se terminase. Păcat de efort, păcat de efort. Unul dintre cei mai buni optari, să spunem, în Superliga, Crețu. Un jucător capabil să-ți ducă mingea spre poarta adversă, să o ia cu el în astfel de pătrunderi. Doar au de poartă. Crețu și Vlădoi, în echipa etapei trecute, și-au făcut loc. Asta ca să întări cele spuse de tine, că unul dintre cei mai buni optari din Superliga, chiar dacă are 4 pe tricou. Da. În continuare avem în imagine pe Alexandru Mitriță. Chiar se întreba lumea cum se descurcă Universitatea Craiova fără el. Iată că se descurcă. Pare bună această așezare 4-1-4-1 cu Mateiul, vedem în spatele liniei de 4 mijlocași, cu Marcovici care iese acolo în întâmpinare. Deocamdată nu a ajuns la poarta apărată de Lazar Chipciu. Minge care ajunge la Roger, poziție bună de centrare, respinge Crețu, un șut îngrozitor al lui Pănoiu cu dreptul, mingea iese în aut de margine. Și dintr-o poziție bună, da, a trimis Pănoiu. El e jucător de picior stâng. Aici a tras cu dreptul, dar foarte, foarte prost. Pănoiu împrumutat de Universitatea Cluj, așa cum a fost și Alex Câmpanu, rechemat în această iarnă de Craiova, de la Universitatea Cluj. Degajează bancul, Masoero reușește să respingă până la Mitrea. Primește Gorcea. A plecat Câmpanu, a rămas Rogulici, dar Rogulici, care se împrumuta de asemenea de la Craiova la Universitatea Cluj, n-are drept de joc astăzi. A fost Chipciu pentru Big, mai departe Popa, neatent, ia fața acolo foarte bine bancul și urmează degajarea lui Madonado. Oh. S-au ciocnit, s-au dat cap în cap Mitrea și Marcovici. Ce ciocnire! A luat și decizia Radu Petrescu, a dat lovitură liberă pentru formația gazdă. Să sperăm că nu este nimic grav. Împreună cu știința, Betano, jocul începe acum. Totul în ordine. S-au ridicat ambii jucători. Iată faza care decide deocamdată meciul. Incredibilă eroare, da. Incredibil, chiar amuzantă. Da, a dat acolo cu simț de răspundere. Sărea apă din piciorul lui Marcovici. Mă rog că Marcovici e foarte puternic, da. Alt jucător și-a accidentat după asemenea intervenție. Da, s-au mai văzut cazuri. A lovit exact în tendon. Da, da. Da, lovitură liberă pentru Universitatea Craiova. Universitatea Cluj, Universitatea Cluj, un derby de tradiție în fotbal românesc. În ultimii foarte mulți ani. Iată pe cei doi, Mitra și Marcovici. Pregătiți să revină, așteptau semnalul lui Radu Petrescu și își reocupă locurile acolo în defensiva Clujului. Vlădoiu moale această pasă, foarte bine a apărut Roger, Chipciu însă nu a reușit să continue, trimițându-i optarul echipei sale. A
aproape de recuperarea balonului Căpățână. Mitrea, riscant, i-a ieșit însă Nistor pentru Vătăjelu. Vătăjelu foarte bine îl întâmpină Bancu. Știe Bancu că Vătăjelu nu se duce, nu are curajul să ducă pe dreptul, să o ia pe tușă. Încearcă doar la interior. Multe pase greșite în ultimii 30 de metri. Bancu. Mingea va fi a celor de la U Cluj. Iese în cele din urmă. Marcovi s-a dus acolo în pressing, încercând să-i taie calea lui Masoiro să nu arunce către Gorcea. Până la urmă nu a fost sprijinit. Pițian a venit aici în stânga, s-a dus Masoiro în dreapta lui Mitrea. Mitrea rămâne așa ca un liber în acest format de trei apărători central, greșește. Mitrea, Crețu îi trimite această pasă lui Marcovici, neatent mi s-a părut Marcovici la această fază. Și a amintat în ultimul sfert de oră la acestei prime reprize. Rămânem cu acel gol marcat de Liezuri din penalti în minutul 19 pe care l-am revăzut. Tot la capitolul reveniri, în Dong s-a întors de la Cupa Africii jucătorul care a făcut parte din lotul Guinei Ecuatoriale, fundașul Craiovei. Ușor, ușor se reîntorc jucătorii de la Cupa Africii. Cupa Asiei, nu ne referim aici doar la Campionatul României, ci peste tot. Cupa Asiei a devenit o, pentru finală, o afacere a Orientului Mijlociu. Iordania, Qatar, în timp ce Iranul și Coreea de Sud, mari favorite, au capotat în semifinale. E o finală extrem de surprinzătoare, mai ales prin prisma apariției Iordaniei, care nu are nicio performanță majoră. Se grăbește Daniel Popa, ce precipitare. Bancu pentru Bayram. A ajuns acolo de Masoiro. Bayram încearcă să treacă. Bayram scoate pentru Crețu. Superb, Bic reușește să se descurce. Frumoasă acțiunea lui Bayram. Nistor pentru Bic, faultat de Mateiu. Lovitură liberă pentru U Cluj. A trebuit Ovidiu Bic în prim plan. Popa destul de neinspirat în această primă jumătate de oră de joc. Au recuperat între timp oltenii. Iată-l pe Marcovici, apare Bayram în stânga. Marcovici continuă de unul singur. Mingea ricoșează, să spunem așa, în fața lui Bayram. Mitra însă la post. La fel și Gorcea, firește, el a prins această minge. Pițian pentru Roger. Funcționează acest pressing al Craiovei, iată, de fiecare dată, sau mă rog, de cele mai multe ori pressingul a dus la recuperarea rapidă a baloanelor. Îi determină pe jucătorul Neluț Sabol să greșească. Au pasat mai mult cei de la U Cluj, dar fără rost. Au pasat acolo, pe fund. Da. Masoiro, Mitrea, Pițian, între cei trei fundași centrali. Șutul lui Pănoiu nu-l putem încadra nici măcar la șut spre poartă, pentru că a ieșit în aut. Îl încadrăm la o pasă. Da. Cu diagonal, nici măcar diagonal, a fost orizontal. Bayram! Șutul lui Bayram prins de Gorcea. Vom vedea pe rulare, n-a fost foarte bine plasat. Gorcea a avut timp să reacționeze, dar trebuie Bayram. Și a avut timp să-și pregătească execuția. Da, 6 la 2, raportul șuturilor. Dar niciunul pe poartă pentru U Cluj. Iarăși Vătăjelu greșește, pierde foarte, foarte ușor acest balon. Iată, avem și raportul șuturilor. Erau pe poartă. Pe acelea, poartă. Na, da. 4 la 0. Lazar nu reușește să-l găsească pe Vlădoiu cu această pasă. Aruncă de la margine Roger. Primește Bic. Boară acolo Masoiro. Mitrea, frumos pentru Vătăjelu. Bayram în dificultate, reușește să se descurce, aruncă Vătăjelu repede pentru Pănoiu. Nistor pentru Vătăjelu, cred că s-a retras, da, s-a retras târziu în offside. A fost și greșeala lui Vătăjelu care se trage târziu, dar și greșeala lui Nistor care... Da, sunt multe rotițe care nu se învârt la U Cluj. Vătăjelu, Pănoiu, Nistor, nici el nu are o zi, da, nu are nici el o zi prea bună.
Kipciu a încercat, i-au ieșit câteva prelor. Roger e și el foarte lent. Iată-l aici pierzând balonul. Bancu se lansează. Bancu pentru Marcovici. Dar viteza nu reprezintă o calitate a atacantului Craiovei. Frumoasă acțiunea lui Bancu, ideea sa nemaipomenită. Și într-adevăr Marcovici nu are viteza necesară să ajungă la un asemenea balon. Degajarea lui Gorcea impecabil acolo. Zaikov din nou poziție pentru Craiova. Căpățână a primit de la Crețu. Căpățână. Oh, ce bine se demarcă acolo Vali Crețu. Vali Crețu șutează puternic în blocajul lui Mitrea. Iată cum s-a născut o ocazie dintr-o pasă a lui Căpățână. Nimeni nu era în jurul lui Crețu. Da. Ce ușor trece acolo de Nistor. Era bun șutul. Nu știu dacă putea face ceva Gorcea. Lovise tare spre colțul lung. Distanța mică față de poartă. Excelentă intervenția lui Mitrea. Pițian recuperează. Bic presat de Mateiu. Excelentă presiune. Fluieră repede aici Radu Petrescu, dar cei de la UBAT cei repede. Mitrea pivotează în jurul lui Mateiu. Nistor până la Masuero. Dar pentru repriza a doua cred că va trebui totuși să renunțe la un fundaș central. Sabău, să-l vedem aici pe Kipciu. Kipciu printre pentru Daniel Popa. Intervine Vlădoiu, offside în cele din urmă. A fost offside din prima. Poate vom avea exact, asistentul a stat pe gânduri. În cele din urmă s-a ridicat Fanionul. Aici, aici este, nu, mai devreme. Aici e a doua fază. Daniel Popa, suntem în momentul 38. Ușor, ușor, dar sigur ne îndreptăm spre pauză la Craiova. O minge respinsă din nou de defensiva Clujului în afara terenului de joc, iată pe Pițian. Da, ideea e că într-un astfel Cluj are capacitatea să joace altceva în repriza a doua, mai ales dacă Sabău va schimba un pic și așezarea. Iar Craiova ar trebui să încerce să profite de aceste slăbiciuni ale lui U acum în prima repriză, să încerce să se desprindă pe tabelă. Deocamdată e 1-0, iar la 1-0 orice echipă se gândește că are șanse, bineînțeles. Sigur, avantajul care este unul minim. Da. Iată-l pe Căpățână. Căpățână, aglomerat acest flanc, trebuie să mute jocul de aici. Căpățână și totuși se descurcă oltenii. Iată-l acum pe Liezuri, a încercat să-i paseze mai departe. Vlădoiu a apărut. Vlădoiu, da. Nu eram sigur că Vlădoiu, dar Vlădoiu este, iată, din nou risc aici în apărare Clujul și din urmă, e o erare și a lui Bancu, de care nu profită Popa. Bancu, cu mult calm, trimite în afara terenului de joc. Aruncă de la margine Vătăjelu, Masuero, primește Bic, Dan Nistor, din nou Bic. Bine găsit între linii acolo pe Noiu. Ține prea mult de minge, prea multe atingeri în construcția fazelor ofensive ale celor de la Universitatea Cluj. Iarăși o pasă pentru același pe Noiu, care pierde tot din pricina faptului că a ținut prea mult de minge. Să vedem replica Universității Craiova. Bancu primește pasă de la Bairam. Bancu încearcă să-și continue această acțiune. Apare Marcovici și balonul ajunge la Bairam. Bairam combina aici cu Marcovici la marcea care de 16 metri. Marcovici greu de deposedat, dar exagerează. Avem și reacția publicului. Posibilitate de contraatac, se desprinde bine Daniel Popa. Popa întâmpinat de Maldonado, Popa în unghi, minge care este culeasă de Lazar. Inspirat a doua oară portarul Craiovei. Liesuri trece ușor de Roger. Liesuri pentru Căpățână. Atac rapid al Craiovei. Căpățână greșește aici și este cel faultează pe Pițian. Moment de întrerupere care vă puteți uita pe digisport.ro și în aplicația Digisport. Aflați de ce au răbufnit kosovarii după tragerea la sorți din Liga Națiunilor și motivul pentru care cer intervenția UEFA înaintea meciului cu România.
și tot pe site și în aplicație vedeți oferta uriașă cu care PSG vrea să-l convingă pe Mbappé să o refuze pe Real Madrid. Două știri interesante, proaspete. Ia trebuie Bayram, Bancu în volei, în flancul sâng, primește Bancu, Bancu centrează, o minge deviată, atenție! Căpățână, a apăruse acolo la finalizare, mingea îi sărise, până la un moment punct îi sărise bine. Ce intervenție are însă aici, iată reluarea fazei, bine, bine, Roger, Roger este cel care blochează. Venea lansat Căpățână. Da. Încă un corner pentru Craiova. Au fost multe cornere, dar niciunul nu a stârnit pericol. Bate Căpățână. Al treilea corner bătut în capul lui Daniel Popa. Recuperează oltenii, Bancu. La margine pentru Căpățână. Îi așează lui Liesuri. Minge întoarsă de Vlădoiu pentru Zaikov. Bancu acum. Coboară și Maldonado. Bancu pentru Căpățână. Ține mingea în joc. Vlădoiul vede bine acolo pe Crețu. Căpățână. Minge pentru Vlădoiu, dar Crețu nu a mai urmărit faza. Iar acum Mitrea reușește să-l doboare acolo Marković. Marković agață balon și mai scoate un corner. Da, încă un corner la poarta lui Gorcea. Câte greșeli, câte greșeli acolo în defensivă. N-au reușit să iasă din această presiune băieții lui Neluțu Sabău. Încă 3 minute până la pauză. Revedem ultima acțiune care a dus la lovitura de colț de care beneficiază Craiova. Mai toate au fost bătute rău și cred că este a 6-a lovitură de colț pentru formația olteană. Da. Niciun corner la poarta lui Lazar. Iată pe Liesuri, ceva mai bine relare cu capul, resping ardelenii și penalti. Așa de la distanță le dictează, da, Radu, da, Petrescu. Da. Iarăși este o intervenție tardivă. Roger arată mingea că a degajat. A fluierat repede Radu Petrescu. El nu a dat un penalti în meciul cu Farul la o pătrundere a lui Mitriță în careu. Ia să vedem aici. Bine, e greu să spunem aici. Aici ce se întâmplă. A dat și în minge. Eu zic că dă mai întâi în picior. Nu atinge mingea. Mingea nu, Roger dă, Roger dă, da. Roger dă în minge, pentru că mingea pleacă, da, de acolo, dar avem arbitraj video. Da. Roger a dat în minge, a dat și în călcâiul lui Bayram, care a băgat piciorul. Câtă neatenție totuși, chiar dacă scapă Universitatea Cluj cu ajutorul VAR-ului de acest nou penalti. Neatenție la această intervenție a lui Roger. Iată. Eu zic că nu-i lovește mingea asta. Nu, Roger dă. Roger dă. Bayram, la cum s-a dus cu piciorul, el cel mult putea să preia mingea, el s-a dus să preia. Dar Roger a degajat cu forță, i-a dat în călcâi. E penalti. De ce nu-l luași pe Liesuri, dacă tot a marcat fără niciun fel de probleme în minutul 9? Suntem în minutul 44, intrăm în minutul 45 și Craiova este foarte aproape de a intra la pauză în avantaj de 2 goluri. Da, Căpățână, interesant. Nu a bătut bine cornerele, să vedem dacă e mai inspirat de la 11 metri. Se aude fluierul lui Radu Petrescu, Căpățână, șut și gol! 2-0, minutul 45. Craiova se desprinde înainte de pauză. Două lovituri de la 11 metri. Greșeli mari în defensiva lui Ucluj. Da, greșeli care au apărut și datorită unui joc foarte bun la Craiovei. Iată, fără Mitriță, Craiova joacă foarte bine. O primă repriză care trebuie să-l mulțumească pe Ivailo Pete, trebuie să-i mulțumească pe fanii Craiovei. 2-0, așadar, pentru Universitatea, în fața unei echipe care nu se regăsește, nu are busolă, nu are o idee tactică, nu are idei, nu are nimic. La scorul ăsta, e clar, la pauză Sabău trebuie să umble în primul rând la apărare.
să scoată un fundaș central, să introducă un om la mijlocul terenului, poate chiar un atacant, să încerci să joci un 4-4-2, să te duci peste adversar, pentru că nu mai ai ce face. Bucuria suporterilor, 7456 de spectatori prezenți în această seară pe Ion Flamenco. Puțin, e vineri seară, nu e perioada de concediu, și nu e nicio cald. Sărbătoare, e cald, exact. Cald, da, e vreme bună. O ieșire la iarbă verde, mai ales că echipa vine după succesul de la Sfântul Gheorghe. Dacă venea după a doua, a treia înfrângere consecutivă, dar încep să nu mai strângă fani nici Craiova lui Petev, nici a italianului. Aruncare de la margine pe care o va efectua Vlădoiu. Pare că ușor, ușor, Ivailo Petev găsește soluția la acest lot pe care îl are. Sincer, îmi place atitudinea lui Markovic, am remarcat-o încă de la meciul pierdut acasă cu FCSB. El a intrat în repriza a doua, iar ca atitudine mi-a plăcut. Pe urmă am dat gol la Sfântul Gheorghe. Acum chiar mi se pare că se mișcă ceva mai bine, mai ordonat un pic, nu mai e atât de haotic în joc. Da, și nu e nici obligat să alerge mult, exact ceea ce nu-i place lui. Păi nu, asta e, da. Trebuie să respecti anumite principii. Trebuie să fii un pic ordonat în mișcări, nu să fii haotic cum era el. Era peste tot și nicăieri, nu făcea nimic, să-i șirosea forțele. Iar acest 4-1-4-1 arată bine. Cam dată U nu a mișcat în front. Încearcă acum să pună în acest final de primă repriză în pericol poarta lui Lazar. Lazar cu două ieșiri, însă fără o minge pe spațiul porții sale. Am intrat în al treilea și ultimul minut suplimentar al acestei prime repriză. O lansare pentru Popa. Este acolo Maldonado care protejează. Popa îi fură fundașul central oltean această minge și va fi aruncare de la margine pentru trupa lui Ioan Ovidiu Sabău. Simpatic Crețu aici, da. Uite ce face, încearcă să-l țină. E plin de adrenalină Crețu, simpatic. Minge pentru Alex Kipciu. Roger, Bic, poate pasa acolo Bic, dar nu o face, a coborât foarte bine Markovic să închidă culoarul pentru Nistor. Mitrea, Pițian, Kipciu blocat de Zaikov și e aruncare de la margine, nu cred că se va mai efectua într-adevăr. 2-0 Universitatea Craiova-Ucluj, două penaltiuri transformate de Olteni aduc deocamdată punctele în bănie, dar mai e o repriză până atunci, Digisport special, iar apoi revenim cu repriza a doua. Superliga vă este oferită de Superbet. Ne-am întors la Craiova, ne pregătim pentru repriza secundă a confruntării dintre cele două U Craiova și Universitatea Cluj. 2-0 la pauză pentru formația gazdă. Iată, nu pot să mă abțin. Faza incredibilă în care Vătăjelul rupe pe Markovic, iar oltenii fac rost un prim penalti, spun prim penalti, transformat de Liezuri, pentru că vine și al doilea. Al doilea, după un foul făcut de Roger de această dată, care aici dă în minge, dar dă și în piciorul lui Bayram. Penaltiul este transformat de Căpățână, a schimbat executantul. La nicio lovitură Gorcea nu a fost inspirat. S-a dat 2-0, iar Sabău face 4 schimbări. Da. Dacă ar fi putut, făcea mai multe. Nu au fost câțiva, ți-am zis, dar să vedem pe cine scoate. Intră... Chinteș, cred că este. Da, Chinteș, în locul lui Pănoi. Junior, da, pe junior. Pănoi și-a ratat șansa ca jucător under. La prima titularizare intră Simion.
Intră și atacantul Rodriguez Ferreira. Nu, a ieșit Roger, intră Vali Gheorghe. Simion în locul lui. Da, se solicita și pentru colegii noștri din CAR. Simion în locul lui Pițian, da, scoate un fundaș central, intră un mijlocaș, așadar va juca în 4 pe linia de fund. Să vedem cine este al patrulea care intră. Iată momentul în care... atacant, deci doi atacanți. Anselmo? El este. Da, Anselmo, da. Și a ieșit Vătăjel. Da. Avea și galben. Am cam nimerit... Deci l-am nimerit pe Vătăjelul, pe Pănoiu, în prima și repriză unul și pe Roger. Și unul dintre fundași. Da, și bine, la fundaș acolo, da, Masuero e pe placul lui Sabou, l-a lăudat tot timpul, mai ales când a lipsit, că ne lipsește Masuero, Mitrea. A mișcat, a jucat bine, a dat vreo două diagonale bune, într-adevăr, Pițian cel sacrificat, așadar un 4-4-2 pentru Ucluj în repriza a doua. Popa reușește să fie tare pe picioare, Anselmo pentru Popa, dribling acolo, pasă pentru Gheorghe, gol! Gol! Secunda 19, Ucluj reduce din diferență, ce tornadă, ce furtună! Cum era? Ce ploaie vine de la Cluj. Era un cântec. Iată că U fructifică, valorifică schimbarea de sistem și de componență a primului 11 la prima acțiune în care Craiova nu reușește să pună piciorul pe minge. Avem în reluare întreaga fază pentru că nu este greu. 19 secunde. M-am uitat și eu pe cronometru. Iată, foarte bine se descurcă acolo Popa, colaborează și Anselmo la această fază și excelent, nu stă pe gânduri Vali Gheorghe și îl execută pe Lazar, care iese în întâmpinare, însă nu mai are ce face. Încă nu se așezase în teren băieții lui Ivailo Petrev și iată cum se relansează această partidă. Da, foarte se relansează. Al doilea gol pentru Vali Gheorghe în tricoul lui Ucluj și tot în deplasare a reușit să se înscrie tocmai pe 30 octombrie în meciul cu Botoșani. Meci câștigat cu 3-0 de U. Ce repriză avem în față. N-am apucat să trecem în revistă cele două formații. Da. L-a scăpat Vlădoiu pe Daniel Popa. Trebuia să-l închidă acolo în tușă sau să-l faulteze, trebuia să-l oprească. Da, nicio modificare la echipa gazdă, același Lazar în poartă, Vlădoiu, Zaicov, Maldonado, dar iată, ne întrerupem pentru că urmează o nouă contră a celor de la Cluj, neatent. Oh! Anselmo nu s-a asigurat. Zaicov. Experiența lui. Lazar i-a strigat, dar n-a înțeles. Da, dar la experiența lui te uiți în jurul tău, simți adversarul, trebuie să-i știi poziția. Nu există să faci o astfel de gafă. Corner, cadou primit de Ucluj. La o acțiune a lui Anselmo, care era capăt de linie, Nistor execută lovitura de colț. O, ce minge scoasă frumos la 16 metri, scoate Lazar! Aproape de 2-2, Universitatea Cluj, ce metamorfoză la echipa lui Sabou, incredibil! Și ce? Același Vali Gheorghe, nu? El este. Da, el a tras. Ce paradă, Lazar! Ce paradă! Excelent! Prost așezați jucătorii Craiovei. Lazar vede destul de târziu, mingea atacă din nou, Popa și ocazie mare, Fanionul nu se ridică nu de la se margine, ridică, da. Un gol și două șanse uriașe de a marca doar 3 minute pentru Universitatea Cluj și publicul încearcă să trezească formația lui Ivailo Petev, nu e offside, îl scoate din poziție regulamentară Vlădoiu. Ce ocazie are Daniel Popa, dă cu șpițul, vrea să dea și repede, dar... Și... Aici se vede că nu e ușor să dai nici cu șpițul, pentru că trebuie să-i dai în plin. Da, ocazii mari pentru Cluj, ambiționată, revitalizată U după ieșirea de la vestiare, Craiova în schimb moale, autosuficiență poate la 2-0. N-a luat și repede încă din startul acestei reprize a doua. Da, bine. Ai 2-0, adversarul nu ți-a pus nicio problemă în prima repriză. Niciuna. Deci corect. Cluj nu a avut nicio ocazie. Și intri așa, te duci la vestiar, te odihnești un pic și te gândești că hai că o să câștigăm meciul.
Doar că spuneam și în prima repriză, la cât de slab a jucat Cluj, tu trebuie să închizi meciul după o astfel de repriză, pentru că e o echipă, iată, schimbat sistemul, schimbată componența, a scos exact piesele care nu s-au învârtit în prima repriză. I-a scos pe Gafuri, plus pe noi jucătorul sub 21 de ani care nu a confirmat și iată, e o U foarte, foarte bună deocamdată. I-a dat pe Chinte și au intrat foarte bine în joc și rezervele. Cei patru oameni aruncați în gădistatul acestei reprize secunde de Neluțu Sabău. Minge care ajunge la Nistor. Nistor trimite către nimeni, neatent. Parcă a vrut să scape de acest balon interceptat de Zaikov. Încearcă echipa lui Vailo Petev să se reașeze pe teren. Mateiu trimite în flancul drept. Atacă oltenii, minge mai departe pentru Marcoviș, demarcat acolo flancul drept, blocat însă foarte bine de Mitrea. Rămân însă în posesie jucătorii formației gazdă. Chinteș debutează în Superliga, are doar 18 ani, pe care abia i-a împlinit pe 7 februarie. La mulți ani, așa, cu întârziere și la cât mai multe meciuri, la sute de meciuri în prima ligă, îi dorim lui Chinteș. Care... cât de disperat e Zabău. Dacă și asta mi-a arată încă o dată că da. Alex Kipciu nu mai vrea să joace fundaș drept. Da. I-a zis, probabil, nu mai vreau să joc acolo și pace. Experimentul Vătăjelu a dat greș și iată, îl debutează pe Chinteș la 0 la... Bine, la 0 la 2, până la urmă, nu are ce să piardă copilul. Adică nu are ce să se întâmple, știi? Meciul cum ar veni era pierdut tu când îl introduci. Da, iar Kipciu e mult mai util de la mijloc în sus. Da, da. Nu fundaș dreapta, nu fundaș stânga. Bine, e jucător care poate evolua pe orice poziție. A încercat să plece, era bloc start, Vali Gheorghe, nu a venit și pasa, nu a venit și diagonala. Iată-l pe Masoero. Parcă se simte și mai bine cu această așezare în Universitatea Cluj. Nistor și Nistor ar trebui să-și revină. Da, în primul rând îl trimis pe Nistor mai sus. Nistor în prima repriză a jucat mai jos, aproape de Bic, iar asta nu a fost în avantajul lui U. Bic pasă bună pentru Vali Gheorghe. Vali Gheorghe se duce peste Bancu, revine Nicușor Bancu, îl caută pe Eliesuri, fault făcut de Simion. E un fault bun. Te vezi că tot s-a discutat mult de introducerea cartonașului albastru. Acesta e un fault tactic. Dar sunt curios dacă arbitrul l-ar interpreta în această manieră și ar fi dat un cartonaș albastru lui Simion aici. Pentru că exact pentru genul acesta de fault se pare că va fi introdus, bineînțeles. E departe încă de a fi implementat, abia din sezonul viitor, la meciurile feminine și la parcă junior. La junior, da. Bine, Radu Petrescu contabilizează toate aceste faze și probabil că la următorul faul comis de Simion va arăta și cartonașul galben. Lovitură liberă pentru formația olteană. Bancu este aici. Prefer o pasă în defensiva sa la Zaikov. Încă jumătatea de teren proprie această minge. A întors pentru Maldonado, Zaikov, iată cu un pressing pe care îl admiram în prima repriză la echipa lui Petev. Îl zărim acum la formația lui Neluțu Sabău. Se fluieră, se dă lovitură liberă la această intervenție asupra lui Liezuri. O primă repriză bună, bună pentru Craiova. Un rezultat absolut normal acesta, a jucat în primele 45 de minute, dar iată că își reamintește Clujul că e pe locul 2 în clasamentul jocurilor din deplasare. Asta aminteam noi și în prima repriză. Iată-l pe tânărul Chinteș. Blocat aici de Bancu. Aruncare de la margine pentru Ucluj. Să vedem ce măsuri va lua Ivailo Petev. Cred că ar fi trebuit să se aștepte totuși antrenorul bulgar la o schimbare. O schimbare mare în tabăra celor de la Ucluj. Veni și golul foarte, foarte repede, după doar 19 secunde. Iată pe Chinte și aruncând bine de la margine, urmărește această minge Vali Gheorghe, autorul golului de 2-1. Și iată, se apropie din nou Universitatea Cluj de careul de 16 metri advers.
incredibilă, metamorfoza echipei clujene. Iată-l pe Chinteș, blocat aici de Bayram, se pare că tărul jucător de bandă dreaptă al Clujului a fost ultimul care a atins mingea, pentru că este posesie pentru Olteni. Să vedem acum dacă Universitatea Craiova are cu adevărat un lider, pentru că mi s-a părut și în alte meciuri în care a întâmpinat dificultăți, că nu am avut niciun jucător pe teren care să iasă în evidență, să strige la ceilalți, să strângă un pic rândurile. Iată-l pe Kipciu, ceva mai devreme Mitre a avut o ezitare, a dat pe lângă minge, până la urmă totul s-a încheiat cu bine. Big pe partea dreaptă, pasa prea scurtă, nu ajunge la Vali Gheorghe, se bate aici Marcoviș, nicio șansă și Mitrea se află în posesia balonului. Big, nu, este Simion, scuze. Simion îi lasă acum mingea lui Big. Încearcă să-și găsească o poziție mai bună Simion. Kipciu din prima pentru Popa, deposedat de Vlădoiu, care pleacă la atac. Vlădoiu l-are pe Crețu în spate, centrează însă slab. A ales cea mai falimentară soluție. Da. Avea pe Crețu lângă el, el a încercat să-i centreze lui Marcovici, izolat între apărătorii centrali ai Clujului. Și faza se încheie, rămân totuși în posesie gazdele. Iată pe Vlădoiu repunând din margine. Scurt acolo pentru că Pățână minge întoarsă la nivelul fundașilor central, care se află deja jumătatea de teren a Clujului. Bancu Bayram este în apropierea sa, se folosește de carul său. Iezuri, o preluare care îl trădează, însă încearcă să rămână în posesie, de faultat, lovitură liberă pentru Craiova. Avem deja 3 goluri văzute. O primă repriză, spuneam, bună, dar cu o singură echipă care a jucat fotbal în Vesata Craiova. Avem o a doua repriză mult mai bună, mult mai echilibrată, mult mai dramatică din acest moment, pentru că, iată, este 2-1 pentru gazde. Iar Craiova are antecedente când a condus cu 2-0 și s-a văzut egalată. Poliaș, parcă s-a întâmplat asta. De la Bic pentru Kipciu. Pentru Bic, calm acolo, frumos, stăpân pe el. Marcoviș cere schimbare, nu mai poate continua. A alergat peste posibilitățile lui. Remarcam în prima repriză că are acest spirit combativ. A băgat și o alunecare acum în startul reprizei a doua, dar iată că resursele sale fizice nu prea sunt regenerabile. A 22 de ani? Da. Minge în direcția lui Vali Gheorghe, apare acolo foarte bine Chinteș, nu se înțelege cu Vali Gheorghe, recuperează Bancu, încearcă Universitatea Craiova să plece pe contraatac. Foarte bine vede pe Liezuri, Mateiu curge bine această fază cu Bancu, în apropierea sa este Bayram, centrează pentru Marcoviș. Ce ocazie! Marcoviș putea să iasă liniștit pe teren dacă ar fi reușit să trimită așa cum și-a dorit pe poarta lui Gorcea. Aici trebuia foarte bună centrarea lui Banc. Sprintează aici, trebuia să sprinteze Greoi. Chiar și așa, dacă lovea bine mingea, iată, ajunge bine la întâlnirea cu balonul. Lent, mult prea lent și va intra Elvir Colici. Prima modificare la Universitatea Craiova. Două goluri marcate de Colici în această ediție de campionat, ultimul chiar contra celor de la Șiep și etapa trecută. Colici așadar în locul lui Marcovici din minutul 58. Forțe proaspete în ofensivă. Aici o pasă a lui Mitrea, care se prezintă bine, dar iese Lazar foarte atent, joacă repede pentru Bancu. Ce intervenție a avut Lazar la reluarea lui Vali Gheorghe de 16 metri, imediat după ce reușise Vali Gheorghe să marcheze de 2-1. Ce intervenție extraordinară. Bayram, care pare să calce pe urmele lui Marcoviș, să ceară și el schimbare la un moment dat. Colegii de generație la juniorii Craiovei. Chinteș a repus din margine. S-a pus joc periculos acolo, iar aici Simion
Are o intrare tare la Bayram, dar cred că fluierase ceva mai devreme, da. Radu Petrescu. Lovitură liberă pentru Cluj, Masoero. Înapoi la Mitrea. Da, și în stânga acolo este Kipciu. Iată-l pe Bic, cu Nistor, pasă înapoi adecarul celor de la Universitatea Cluj. Masoero. Își caută un coechipier, încearcă să colaboreze acolo în flancul drept, aglomerat foarte bine de Olteni. Mitrea pentru Daniel Popa. Kipciu. Mingea respinsă de Zaikov, Kipciu cu capul, Crețu, Liesuri, excelentă preluare din fața lui Dan Nistor, Liesuri pentru Colici, care s-a împiedicat acolo, nu înțeleg ce a făcut. Oricum pasa a fost un pic moale, Popa se duce peste Maldonado, dar s-a fluierat, peste Zaikov, s-a fluierat un fault al lui Maldonado la Anselmo. Lovitură liberă pentru Universitatea Cluj. Spuneam, Anselmo a intrat bine în meci, Vali Gheorghe la fel, și Puștul Chinteș, și Simion destul de activ, cu câteva faulturi, dar e în meci. Primește aici Simion. Minge în partea dreaptă pentru Vali Gheorghe, care intră care de 16 metri și ratează, incredibil! A scos Lazar. Da, minutul 61. Ce frumos a pătruns acolo Vali Gheorghe, aproape de dublă. Are viață grea Chinteș la debutul său. Iată-l pe Silviu Lung, iată-l și pe Emil Săndoi. Mogoșanu e acolo și pe Aurică Beldeanu l-a văzut Sorin în primul Cârțu, rând. Da. Ce pasă aici, frumoasă pasă Simion pentru Vali Gheorghe din preluare. Preluare. Da, excelentă preluare și să vedem ce a fost aici. Cerca să tragă în scurt. Adevărul e că nu mai avea opțiuni. Bancu a pus bine brațul, l-a dezechilibrat suficient cât să nu aibă confort la șut. Bună și intervenția lui Lazar, da. Oricum trebuia să-și apere colțul scurt. Dar din nou pus în dificultate de coechipieri un golkeeperul Craiovei, aflat la al doilea meci în acest sezon. A mai apărat în cupă David Lazar. Să vedem ce ascultă acolo Radu Petrescu. Iată și pe Naia Ungureanu. Da. Frumos că se strâng la aceste meciuri de pe teren propriu. L-am văzut pe Dan Racolțea dând lovitura de start a acestei partide. Cred că e distrat această aici fază. Aici, duelul dintre Bancu și Vali Gheorghe. Ia să vedem. Are controlul asupra balonului jucătorul celor de la Universitatea Cluj. Da, că i-a prins picior. I-a prins, da, nu cred că poți să dai penalti totuși la o fază de genul ăsta. Cred că se duce să vadă la margine, aud murmure de nemulțumire. Îi prinde piciorul, e adevărat, Bancu, pe alunecare. Asta ar trebui Craiovei acum. Să gândească, da, și... Acolo îi prinde, da, piciorul. Da. După ce dă în minge. Ia să vedem. S-a dat la viitor de la 11 metri pentru mai puțin, să știi, Ionuț. Se duce pe lângă... Sincer, penalti. Lovitură de la 11 metri pentru Cluj, minutul 63. Iată ce întorsătură are această partidă, incredibil. Da. Penalti acordat cu ajutorul arbitrajului video. Acolo, în camera VAR, se află Rare George Vidican și Alexandru Vodă. Penalti pentru echipa lui Năluțu Sabău, care la pauză cred că ar vrea să plece acasă la Cluj. Însă... A rămas, a schimbat jocul echipei sale, a schimbat mentalitatea, a schimbat absolut tot și vedem o echipă a Universității Cluj remarcabilă în această repriză a doua. Da. Dan Nistor se pregătește să execute această lovitură de la 11 metri. Cluj poate egala. Și vom avea în continuare un meci extrem, extrem de bun. Crețu îi face semn lui Lazar. Să vedem cât de bine l-a cunoscut Lazar pe Nistor. Nistor, gol! 2-2, egalează Cluj, Dan Nistor. Nu-și reține bucuria. Ce meci
Craiova egalată, U Cluj este echipa care vine din urmă și pare să aibă mai multă luciditate în această repriză a doua, pentru că acum, în momentul în care pregătirea fizică se duce așa, e nevoie de luciditate. Crețu a ghicit, iată, i-a făcut bine semn acolo lui Lazar, dar execuția a fost impecabilă. Lazar pleacă bine, dar n-ai ce să-i faci unei asemenea execuții, iată, în plasa laterală, da. Și știi că spuneam în prima repriză că, în mod normal, Clujul ar trebui să se simtă bine pe ovalul din Bănie, pentru că a făcut un meci mare contra celelalte echipe a Craiovei. 4-3 a fost în toamnă pentru echipa lui Neluțu Sabău. Nistor, impecabil, și poate fi de bun augur pentru el acest gol, pentru moralul său. Le-a făcut semn spre banca Universității Craiova să tacă din gură. Da, a salutat Nistor Garia venită de la Cluj și au bătut ceva drum fanii Universității, nelipsiți de la meciurile echipei lor favorite. Să vedem replica Craiovei, care este parcă anesteziată în continuare, o minge pe care Căpățână o ține în joc, dar cu cât efort centrează în fața porții. Gorcea era depășit, dar depășit este și Bayram. Balon trimis în avampusuri acolo pentru Anselmo, pierde acesta, Bancu, și Anselmo intervine blocându-l pe capitanul Universității Craiova. 25 de minute până la finalul acestei partide și iată reacția lui Ivailo Petev, dublă modificare. Ivan, spuneam, refăcut, intră pe teren, dar îl avem la marginea terenului și pe Megvashvili, este titular, a fost titular etapa trecută. Anzor, îi spunem Anzor. E mai simplu. N-are rost să ne complicăm, mai ales dacă faza curge mai repede. Anzor e suficient pentru jucătorul georgian. Așadar, Ivan și Anzor pe teren aici. Anselmo pentru Vali Gheorghe. Viteză bună pentru Gheorghe. Pune foarte bine acolo brațul Zaikov și îi permite lui Lazar să prindă. Ce meci face Vali Gheorghe. Gol, scoate penalti. Aici Ivan se complică și pierde până la urmă mingea. Radu Petrescu lasă jocul să continue. Popa pentru Vali Gheorghe, blocat acolo și faultează Vali Gheorghe, lovitură liberă pentru Craiova. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine Superliga e super. Minutul 67 la Craiova, 2-2, după 2-0 la pauză pentru Universitatea Craiova. Iată-l pe Bancu, ușor-ușor ar trebui să se trezească formația lui Ivailo Petev, mai ales după cele două modificări, Anzor și Ivan, după cea a lui Marcovici cu Edil Colici. Atacă Universitatea Craiova, Mateiu pentru Anzor, minge mai departe și nu se dă fault, va fi însă aruncat de la margine pentru formația gazdă. Bancu se grăbește. Centrarea aici a lui Anzor, minge respinsă până la Dan Nistor. Zaikov iese foarte bine până la Căpățână, înapoi la Zaikov. Bayram pleacă bine, Bancu, pentru el e mingea, dribling acolo, Bancu trage cu dreptul, puțin alături, șutul cu dreptul al lui Bancu, dar câți coechipieri veniseră în careu, Crețu i-a făcut semn, iată pe ce culoar se lansase acolo Crețu. Nesperat de bine a jutat, mult efect, da, foarte n-a avut efectul. O execuție foarte, foarte estetică, mai ales că nu este piciorul său de bază. Gorcea se pregătește să degajeze. Iată raportul șuturilor, 13-6. Mai zic, când a ieșit de la cutie și Universitatea Cluj. Avem alt fotbal în această repriză a doua. Mitrea. Minge care este în afară terenului de joc. Căpățână a trecut fundaș dreapta după înlocuirea lui Vlădoiu cu Ivan. Să-l vedem pe Ivan. Odată cu trecerea timpului, dacă nu se întâmplă nimic bun în jocul Craiovei, pe tabela de marcaj și fanii își vor pierde răbdarea. Bancu l-are în stânga pe Bayram, centrează, o minge respinsă de Masoero. Nistor calm,
Îi trimite lui Kipciu. Kipciu accelerează pe lângă Căpățână. Căpățână stă bine pe picioare și recuperează acest balon pe care îl pasează lui Mateiu și mai departe la Căpățână. Maldonado pentru Bayram. Primește Anzor. Cluj a câștigat de la 0-2 în Giulești cu Rapid. Atunci la fel a schimbat sistemul, a schimbat și componența, o lovitură de cap a lui Bayram. Ca un începător lovește aici balonul cu capul Bayram. Mai degrabă ca un fundaș central al Clujului. Da. Iată, pentru că mingea a venit bine, centrarea e bună venită din lateral. Da, Gorcea a somat să se grăbească, iată pe Lănuțul Sabău și el arată parcă altfel în această repriză a doua la finalul primei părți. Era extrem, extrem de supărat degajarea lui Gorcea. A intervenit acolo Zaikov, se cere hands și se acordă lovitură liberă pentru Craiova, bătută repede de Bancu, graba stică treaba, intercepție arderenilor. Bic, prea pretențioasă această pasă care nu trece de Anzor. Bic scoate la margine, primește Nistor, Daniel Popa. Înapoi la Mitrea. Primește acum Masuero. Minge lungă spre Anselmo, ia fața Maldonado, Zaikov pune mingea jos, Zaikov, static Crețu aici, iar acum Nistor la margine pentru Daniel Popa, întâmpinat de Căpățână, șutul lui Popa pe lângă poartă. Ce gol frumos a marcat Popa, etapa precedentă, chiar în finalul primei reprize cu UTA, un gol care tot așa s-a crezut a fi cel al revirimentului clujenilor, însă până la urmă UTA a reușit să se impună 2-2 cu 20 de minute înainte de finalul acestei partide. Și Craiova are dificultăți, chiar dacă pare să-și mai fi revenit cât de cât. Maldonado, diagonală. Ivan nu ajunge la această minge, foarte bine neutralizat acolo de Kipciu, care repune din margine rapid, Nistor, deviere pentru Popa. Popa a trecut în flancul stâng. Sau, mă rog, mai schimbă cu Anselmo, care în timpul minut a fost în centrul liniei ofensive a Clujului. Anzor pentru Bancu. Pleacă Bayram, dar acoperă Masuero, degajează spre Vali Gheorghe, dar mingea iese în afara terenului. Aruncare de la margine pentru Craiova. Agitați ambii antrenori. Colici, bună devierea, părea bună, dar din nou Crețu pare lent. Kipciu iese superb din defensivă, dar e blocat de Mateiu Popa. Pentru Alex Kipciu ratează preluarea și profită Maldonado. La experiența sa, Kipciu putea să ofere mult mai mult de la această fază. Ușor, ușor neatent, Kipciu se retrage defensivă. Bica a coborât acolo în flancul stâng pentru a-l suplini. Intervenția lui Mitrea, la siguranță, repun din marginea Oltenii. Iar noi am ajuns în minutul 73. Căpățână se pregătește să arunce lung de la margine. Bine l-a primit Colici spre Andrei Ivan, deviază Ivan, dar balonul prins de Gorcea. Își trimite cu echipierii la jumătatea terenului Gorcea. Nu mai construiesc de acolo din spate. Cei de la U, e bine să muți repede jocul în jumătatea de teren adversă. Minge spre Anselmo. Respinge Zaikov, offside însă la Anselmo. Au repus rapid Oltenii Bayram. Ivan a luat roșu în partidatur, ceea despre care aminteai în prima repriză că s-a încheiat la egalitate 1-1 după golul lui Nistor în prelungire. A văzut al doilea cartonaș galben, iată-l pe Ivan,
căpățână, atacă Universitatea Craiova în zonă centrală, este Anzor acolo, nu primește mingea de la căpățână care întârzie bancul, mai departe pentru Bayram, Bayram întâmpinat de Chinteș, Bayram îl depășește pe pușul din dreapta defensivei Clujului, reluare și ocazie mare, faza nu s-a încheiat, Gorcea nu reușește să prindă această minge pe care o degajează până la urmă Chipciu, ocazie mare pentru Craiova, joc confuz în defensivă pentru echipa lui Lusu Sapău în aceste momente. Chipciu depășit ușor de Ivan Crețu, blocat în marginea careului, Nistor se încurcă și el cu un coechipier, degajează Daniel Popa, minge grea pentru Bancu, nevoit să joace simplu, Colici, un pic de haos, Anselmo atacat aici de Maldonado, cade Anselmo, nu primește nimic, balonul ajunge la Andrei Ivan în dreapta, Ivan întâmpinat de Chipciu, Andrei Ivan scoate pentru Crețu, șutul lui Crețu blocat de Simion. Era și Mitra în zonă, foarte bine s-au interpus pe traiectoria balonului cei doi jucători ai Clujului, iar Popa nu mai poate și a terminat și el benzina și face semn către banca de rezerve că vrea schimbare. Da, în bandă e mai greu pentru că trebuie să cobori. Și nu e genul Daniel Popa. O singură schimbare mare la dispoziție Neluzu Zabău. Da. A făcut 4 din startul repriziei a doua. Iată pe Popa. În duel cu cine era acolo? Cu Căpățână. A reușit totuși să rămână în posesie. Ah, în continuare discută cu unul dintre colaboratorii săi, Ivailo Petev. Aruncare de la margine. Chipciu se pregătește să o efectueze. Riscant în centru Masuero, trebuie să trimită la întâmplare Zaikov până la Lazar. Ultimul sfert de oră al acestei partide superbe. Zaikov înapoi la Maldonado, primește Bancu. Mateiu, da, repede până la Zaikov. Avansează fundașul central al Craiovei. Noi am intrat în ultimul sfert de oră al acestei partide. Căpățână blocat, reușește și iată să scoată frumos în zona mediană acolo pentru Mateiu. Mateiu pentru Colici. Colici ca un pivot. Doar ce pentru Hanzor, Bancu, Bayram. Bayram a rămas dator și cu echipierilor și fanilor. O centrare fără adresă și mingea este în afara terenului de joc. Norocul să mă uită și la fața omului. Cine are noroc are. Cine n-are, n-are. Variază cu cap pe player.ro. Va intra Ducure la U Cluj. Ultima schimbare pe care o mai poate face Ovidiu Sabău. Degajează. Și va ieși Popa. Da, s-ar putea să iasă. Va rămâne fără om acolo în stânga. Ducure e jucător de mijlocul terenului. Poate urcă Chipciu, dar pe cine pune în banda stângă? Da, trebuie să iasă pe la cea mai apropiată tușă. Pe la cea mai apropiată ieșire, de da, urgență. Exact. Doar a dus mâna la buzunarul cu cartonașe și... Pierde din forța ofensivă U Cluj prin această ieșire a lui Daniel Popa. Intră Ducure, se blindează la mijlocul terenului U. Anselmo e un jucător foarte lent. Dacă au grijă aici în stânga la Vali Gheorghe, nu prea mai are U arme prin care să o surprindă pe Craiova. Da, Ivorianul este la primul sezon la Cluj, a mai jucat la Farul. Iată-l pe Ducure pentru Vali Gheorghe, aici în banda dreaptă, urcă și Chinte, centrare, minge recuperată de Ducure. În marginea careului, Vali Gheorghe șutează în blocaj și va fi corner. Cel care s-a opus acolo a fost Anzor. Fază fixă, au avut probleme, nu au fost atenți la acea schemă de mai devreme a lui Wood din debutul reprizei a doua. A trecut însă mult timp de la acel corner. Să vedem ce vor face acum băieții lui Sabău. Nistor se pregătește să execute centrarea lui Nistor. Respinge Zaikov. Minge recuperată de Vali Gheorghe. Nistor, da, nu ieșise încă din offside. Da, trebuia să paseze cu... Mai avea un coechipier lângă el. Colici aici din prima pasează. Faultat Elvir Colici de Vali Gheorghe.
Lovitură liberă pentru Universitatea Craiova. A apărut multă precipitare în ambele tabere. Iată-l pe Chinte, și excelent. Bayram aștepta să-i pice mingea pe lat, pe picior. Și dacă ar fi sărit cu el, ce, da, mă rog, sărea cu el, dar ce putea să facă? Nu putea să oprească pe cap. Așa, lași să joace, mingea tot la tine. Minge lungă spre Andrei Ivan, Mitrea. Cearcă să țină mingea în joc. Mateiu. Crețu. A scăzut mult nivelul jocului, rămâne aici la minge. Întoarce la Anzor. La acesta mai departe, la Maldonado. Primește Bancu. Bayram, Bancu pentru Anzor. Maldonado și din nou Zaikov. Pătrund din nou cu balonul jumătate de teren adversă, oltenii, Zaikov. Coboară aici Colic, greșește, pasa aproape de intercepție, Vali Gheorghe. Maldonado pentru Bancu, Bancu poate centra, așteaptă, iată, sunt patru jucători ai Craiovei, în care au de 16 metri Anzor. Din nou Colic, pasă pentru Bayram, blocat excelent de Mitra, ce intervenție are stopărul Clujului, un șut al lui Colic, îmblocat, se cere hand, se cer de toate, dar faza continuă și Clujul pleacă pe contraatac, o minge care ricoșează cu șansă la Anselmo, Anselmo se îndreaptă spre poarta lui Lazar, Anselmo se repliază acolo, Zaikov și șutul slab al lui Anselmo. Ce șansă îi rosește atacantul Clujului, n-a avut viteză, a avut prin planul balonului, avea ceva avans, dar da, îngrozitor de lent Anselmo, îngrozitor de lent, și aici să te oprești, să-ți pui mingea pe dreptul, adică să le dai șansa urmăritorilor tăi să ajungă în fața ta. Cam slab Anselmo la această fază. Ducure recuperează, Vali Gheorghe pentru Chinteș. Cred că Chinteș a fost cel care a blocat mai devreme și a avut acea deposedare prin alunecare frumoasă la Bayram. Puștul de 18 ani aflat la debut, iată la cum se pregătește să repună de la margine. Pare fără trac. Da, la debut Bayram însă are trac, iată. A fost luată la roșii de public, deja e în colimatorul spectatorilor Olten Bayram. O, aici mai bună atitudine. Bine, l-a așezat cu mâna. Tânăr. Da, l-a așezat cu mâna Ivai Lopetev, adică băi, gândește un pic, gândește un pic unde să stai, uită-te în jurul tău. Da, problema tinerilor fotbaliști care termină junioratul este că nu prea gândesc, nu știu jocul deloc. E adevărat, cazul lui Bayram a aflat de vreo 3 sezoane totuși în prima ligă. Ar trebui să se vadă un progres din punctul ăsta de vedere. Cere căpățână în dreapta. Anzor preferă o pasă scurtă pentru Maldonado. Zaikov de-abia acum ajunge mingea la căpățână, dar el este deja în propria jumătate. Zaikov pentru Maldonado din nou. Amintat deja în ultimele 10 minute ale acestei partide. 2-2, Craiova, Cluj. Bancu, bine poziționat aici. Bancu are nevoie de sprijin. Apare Anzor. Obține însă corner. Cel care s-a opus a fost Masoero. Vreau să vedem ce va fi, corner sau out. Da, corner. Cere om la colțul scurt Gorcea. Nu prea e băgat în seamă de coechipierii săi. Anzor se pregătește să execute această lovitură de colț. Centrarea lui Anzor, iese Gorcea și boxează. Mingea va fi recuperată de Căpățână. Căpățână știe că e mai rapid decât Bic, dar centrarea este respinsă de Simion. Și o minge trimisă în afara terenului de joc, nejenat acolo jucătorul Craiovei. Banco, da, a greșit, dar da. Revedem primul gol al lui Cluj, marcat de Vali Gheorghe. Excelentă fază, excelentă. N-au atins mingea oltenii. Secunda 19 a acestei reprize secunde. După care vine penaltul scos de același Vali Gheorghe în duelul său cu Bancu. Aici îi prinde piciorul stâng. Și că îți spuneam, la momentul respectiv s-a dat penaltul pentru faze mai ușoare decât asta. Însă Radu Petrescu a avut nevoie de intervenția VAR-ului pentru a reveni asupra deciziei inițiale. Bancu
pentru Mateiu. Primește acum Zaikov. Anzor. Mai departe pentru Maldonado. Bancu joacă din prima. Bună devierea lui Bayram. Colici reușește să preia. Se complică Masuero, dar mingea nu sare acolo. Greșește Kipciu, dar e faultat. Nu a fost Kipciu. Nu era Kipciu la duelul de mai devreme. Bic. Am și uitat că joacă Ivan. Faultul, bine, aparține lui, cred, se vede clar pe această reluare, dar Ivan a apărut în cadru ceva mai devreme. Cu nimic n-a ieșit în evidență de când a intrat pe teren. Da, ieșirea lui Liesuri și introducerea lui Anzor e un alt profil. Anzor mi se pare un fotbalist care trebuie să joace mai jos, nu e un fotbalist ofensiv, e lent, nu driblează. Liesuri avea acea capacitate de a pătrunde cu mingea la picior, de a mai scoate un om din joc. Anzor nu face asta, e un jucător destul de static. Da, Liesuri care a jucat bine prima repriză, probabil că n-a mai putut, venea după accidentare. Iată aici pe Chinte și greșește în primă fază și oferă, iată, această șansă lui Anzor. Centrare în careu, vine Crețu, blocaj al clujenilor și o încercare acum de a pleca pe contraatac, înseamnă să faultează în duelul său cu Zaico. Va vedea și cartonașul galben și ultimele două modificări pe care le mai are la dispoziție Ivail Lopetev. Se mișcă Anselmo ca un urs. Foarte lent și aici preia slab. Spuneam, ieșirea lui Daniel Popa, ca fundaș, când vezi că a ieșit Popa, un jucător de viteză, și rămâi cu Anselmo, care e atât de greoi, zici, ce bine! Slavă Domnului! Galbenul confirmat pe grafică. Danciu în locul lui Bayram. Și a mai fost o schimbare. Deocamdată mingea este la Căpățână. Căpățână combină cu Crețu. A intrat și Cojuli, jucător bosniac. Debutează așadar Zvonimir Cojuli. Iată-l aici în careu, Cojuli, contrat de Ducure. Craiova domină. Anselmo scoate pentru Vali Gheorghe. Urmărit aici de Bancu, faultat de Bancu, arbitrul asistent nu ridică fanionul, ba da, și e galben pentru Bancu. Deci ar fi făcut Căpățână, deci ar fi jucat atul la această fază. Căpățână, Vali Gheorghe, îmi cer scuze, da, intrarea lui Bancu este evident, nu înțeleg de ce asistentul nu ridică fanionul, nu-l ajută deloc pe Radu Petrescu. Arbitrul de rezervă, în schimb, da. Cine e acolo? Bancu este stupefiat. I-a pus piciorul în față, e adevărat, nu-l calcă pe Vali Gheorghe, i-a pus doar piciorul în față, Vali Gheorghe însă a profitat și s-a aruncat. Lovitură liberă pentru Universitatea Cluj, bate Dan Nistor, minutul 87, Mateiu a fost și înlocuit cu Cojuli. Intrăm în ultimele 3 minute ale acestei partide. Centrarea lui Nistor, marginea calului de 16 metri și o deviere acolo destul de ciudată a lui Anselmo. Nu e offside la niciunul dintre cei doi jucători clujeni la această fază. Puțin timp a mai rămas din această partidă. Digi Sport special după meci. Vali Moraru alături de Daniel Stanciu, Decebal Rădulescu și Florin Prunea. Sunt interesante fazele, sunt multe lucruri de vorbit. Rămâne căzut acolo Vali Gheorghe. Crețu pentru Andrei Ivan. Centrarea lui Ivan nu trece de primul om. Ducure. Cât calm la Ducure și a oprit mingea pe piept. E adevărat, da. Continuarea a fost una falimentară. Încearcă să fragmenteze clujenii jocul pe acest final de partidă. Fault. Intrarea lui Bancu la Vali Gheorghe, da. Dar mult mai clară decât cea de acum un minut când Clujul a avut lovitura liberă. A lovit în spate.
Pe digisport.ro vedeți ce echipă își va construi cel mai frumos stadion din lume. Și tot pe site și în aplicația Digisport aflați ce jucător cu peste 200 de meciuri în Italia este în probe la CFR Cluj. Dar iată, mai sunt și astfel de cazuri. Alte știri tot acolo pe digisport.ro și în aplicația Digisport. Da. Super această reacția lui Năluțu Sabu, care își iartă elevul, da. Hai că n-ai nimic. Păi da, minutul 89, da. Intră pe teren, ne apărăm în 10, ce facem? Trebuie să suporți, da. O lovitură, nu trebuie să stai pe jos, nu trebuie să spui niciun moment în pericol echipa. Am intrat în ultimul minut al acestei partide. Craiova atacă, dar atacă haotic, fără prea multe idei. Colici acum, Colici o pasă pentru Ivan. Oh, se dau cap în cap acolo doi jucători ai Clujului. Încearcă să profită Olteni, Mitra respinge. Balon îndepărtat acolo de Nistor. Nistor cu mult calm pentru... cred că omul care a relansat această partidă și omul care a intrat cel mai bine în joc, este vorba despre Vali Gheorghe. Același Gheorghe. Anselmo moale. Și în duel cu Pancu, tu cedezi atât de ușor. Da. Minge la Zaikov. Anzor. Parcă nu știu ce trebuie să facă pe aceste atacuri poziționale jucătorii. Nu-și asumă nimeni Craiovei, da, 6 minute de prelungire. Primește Zaikov, poate avansa aici. Zaikov, Nistor, nu-l urmăre. Zaikov degajează în peluză această minge. Prima oară când urcă în meci și a făcut-o de oaie, cum se spune. Da, să vedem, 2-2, etapa viitoare, Craiova iese la Botoșani, apoi primește pe Voluntari, în timp ce Ucluj are meci greu. Acasă cu FCSB, ce meci, apoi iese la Sepsi, primește pe Farul, ce meciuri, ce serie. Au program serie. Infernal, da, și de la Cluj, da, am vrut să spun că din prima repriză, de aceea astăzi ar fi avut nevoie de 3 puncte echipa lui Năluțu Sabău, pentru că programul în continuare este unul infernal. Aia spuneam că dacă va învinge, urcă pe loc de play-off Universitatea Cluj. Haideți să vedem ce va fi la această fază. Încă 5 minute, un minut din cele 6 a trecut. Nistor bate lovitura liberă. Nistor trimite în careul de 16 metri. Respinge apărarea olteană. Ivan greșit până la Vali Gheorghe. Nistor. Balon întors. O nouă centrală pentru Anselmo. Anselmo intervine acolo, dar se comportă precum un fundaș al Craiovei. Greșește Crețu. Tot el încearcă să recupereze. Colici. Iată contraatacul Universității Craiova pe partea dreaptă. Și intervenție excelentă a lui Simion. Danciu fusese în acel flanc drept. Anzor pentru Bancu. Trebuie să paseze înapoi, s-au dus în față, trebuie să joci cu minge lungă. Bancu, centrarea lui Bancu, respinge Masoero. Anselmo pierde aici balonul și Chinteș respinge în afara terenului. Aruncare de la margine pentru Craiova, încă 4 minute. Prea aproape vine Cojuli. Bancu pentru Cojuli. Bancu trece acolo, faultat de Vali Gheorghe, lovitură liberă. Fază fixă în favoarea Craiovei, minutul 90 plus 3. Spuneam că, ce frumos se strecoară mingea pe picioarele lui Vali Gheorghe. Bancu a agățat acolo de jucătorul celor de la Universitatea Cluj. Cojuli bate lovitura liberă. Cu piciorul drept, emoții pentru Gorcea. Suntem la jumătatea timpului suplimentar al acestei reprize secunde. 2-2 în continuare Universitatea Craiova, Universitatea Cluj. Cojuli centrează pe colțul lung, o minge readusă 6 metri și reluare slabă a lui Zaikov. Prinde Gorcea, ocazie mare, mare pentru Craiova. Bine bătută lovitura liberă pe colțul lung.
Dar Zaikov nu dă de unde vine, dă exact aici în zona lui Gorcea. Dai de unde vine, liber colțul lung, îl prins și un pic în contrapie. Să vedem ce se întâmplă pe gazon. Au pierdut repede mingea clujenii. Atac prin Andrei Ivan. Ivan, centrare blocată acolo la sacrificiu de Bic. Ivan lasă mingea pentru că pățână. Va fi o aruncare de la margine lungă, în care de 16 metri Ardelean căpățână. O minge pe care o lasă să baterizeze apărarea Clujului. Și un șut slab, slab, slab al lui Cojului. 2 minute, atât mai a rămas. Iată imagine de pe Cojului, cel intrat în locul lui Mateiu acum câteva minute. Cu meciul la Hajduk Split, Pogoș, Cecin, Gaziantep, prima ligă turcă. Dar de acolo a luat-o în jos de la Gaziantep, la Eyüp Spor, Liga 2 din Turcia, apoi la Zrinski, campionatul Bosniei Herțegovina, care e unul de slabă factură totuși. Minge respinsă, Danciu, respinge Simion, deviază Anselmo. S-au invitat acolo Maldonado și, Bancu, până la urmă intervine capitanul oltenilor. Mingea s-a mutat în flancul drept căpățână. Hanzor nu au un creier, nu au minte limpede la mijlocul terenului care să dea curatețe acțiunilor ofensive oltenii. Mai au însă speranțe, încă un minut. Balon recuperat de Crețu pentru Ivan, urcă în dreapta acolo, căpățână, centrează Ivan. De ce nu i-a fi lăsat Elvir Colic mingea lui Danci? Era mult mai bine poziționat. Cred că Danci avea timp să-și oprească și balonul. Vom vedea pe reloare. Pentru că a ajuns. Nu comunică. Nu, pentru că a ajuns-o. Nu mai poți acolo, nu mai poți să comunici. Nu mai e ce să... Dar chiar și așa, Colic trebuia să trimită mult mai bine. Da, da. Din da. Acea poziție. A ajuns-o. Iată. Da, o lovește, dar a avut-o prost. Mingea a venit bine. Bună centrarea, execuție slabă a lui Elvir Colic. Încă 30 de secunde până la finalul acestei partide. Un ultim atac spre poarta lui Gorcea. Ultima șansă pentru Craiova să tranșeze în favoarea sa această dispută. Ivan se descurcă bine acolo în fața lui Kipciu. Îl depășește pe acesta, cade și se aruncă. Oh, 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 ce simpatic a fost Ivan la această fază. Să se moaie arcurile, abia intrat în repriza a doua, urât. Nema putirința la Andrei Ivan la faza de mai devreme. 2-2 se termină Universitatea Craiova U Cluj. Ivai Lopetev nervos merge la vestiare. Sabou salvează în repriza a doua, un punct pentru echipa sa. A mutat bine, dar e adevărat și o bilă neagră, înseamnă că nu a făcut bine echipa, nu a început bine echipa. Urmează Digisport special, vă așteaptă Vali Moraru. Noi am fost Adi Dobre și Ionuț Angheluță. La revedere!